Biblioteca Orășenească din Târgu Neamț vă așteaptă să descoperiți noi autori, noi povești și noi cărți cu ajutorul cărora vă puteți îmbogăți bagajul de cunoștințe. În prezent, la bibliotecă se găsesc cărți și autori pentru toate gusturile și pentru toate vârstele. Nu-mi rămâne decât să vă recomand și în special celor elevilor de liceu care studiază crangă să consulte această ediție și nu numai lor. În afară de aceste cărți, am mai achiziționat și am aici în jurul meu cărți pentru copii, pentru că am considerat că în ultima vreme copiii sunt cei care trebuie să fie atrași pe lectură și pentru asta am achiziționat cărți care se cer în programa școlară, deci noutăți, și în afară dintre astea și cărți care să-i incite la spre a citi. Există aici o mică colecție, Agatha Mystery, este o variantă a lui Stevenson, în care Agatha este un detectiv de 12 ani, împreună cu un văr al ei, Larry, un aiurit, și cu care este și majordomul ei, și cu un motan, Watson, încearcă să rezolve diverse mistere. Biblioteca Orășenească din Târgu Neamț servește interesele de informare, studiu, educație, lectură și recreere ale locuitorilor din oraș și din localitățile învecinate, oferind acces liber, gratuit și nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin baza de date și colecțiile proprii. Un alt autor, Husseini, este un autor foarte prolific și este poate recent intrat la noi în România, dar în afară a făcut vânzări de peste 40 de milioane de cărți la nivel mondial, iar acest roman grafic, deci o noutate, Vânătorii de Smeie, este și pe lista de lectură a elevilor. Niște cărți interesante, tot pentru tineri cititori, personalități care au marcat cultura lumii și vor găsi aici, deja sunt prezentate unele, dar de la Egipt până la Elvis Presley. Ușor de citit, cu imagini, cu portretul fiecarei personalități în parte, cu o mică biografie, exact sintetizată pentru cât ar avea nevoie un copil și un tânăr ca să se instruiască. Biblioteca Orășenească își propune prin diversificarea ofertei culturale satisfacerea cerințelor exprimate de membrii comunității, prin organizarea manifestărilor culturale de valorificare a patrimoniului, prin creșterea calității serviciilor de bibliotecă și prin prestarea unei game atractive de servicii menite să ofere rapid utilizatorilor cele mai recente informații, să atragă cât mai mulți cetățeni către această instituție a cărții.